Când vremea este frumoasă, cred că și tu vrei să-ți petreci timpul liber în natură. Ce poate fi mai distractiv decât un picnic cu prieteni? Dar oare știi cum se scrie o invitație la acest eveniment? Dacă știi, foarte bine, azi vei recapitula un pic. Dacă nu, cu siguranță, la finalul videoclipului vei fi capabil și tu să scrii o invitație. Iată care sunt pașii de urmat. În primul rând, trebuie să decizi la ce eveniment dorești să-ți inviți prietenii. Apoi, faci un plan. Unde vei scrie textul și unde și ce vei desena? Începe textul cu formula de adresare. De exemplu, dragă Mihaela, dragă Edward, dragi prieteni. Este foarte important să precizezi locul evenimentului. De exemplu, în parcul central sau în grădina părinților mei sau în poienița de lângă sat, etc. Scrie apoi data și ora evenimentului. Când va avea loc evenimentul? Poți să scrii de exemplu. Evenimentul va avea loc în data de 7 august 2021, începând cu ora 16. La final, nu uita să le transmiți invitațiilor tăi dorința ta de a-i avea alături. De exemplu, te aștept cu drag, Clara. Abia aștept să te văd, Clara. Acum vom citi împreună invitația scrisă de Maria. Ea o invită pe prietena ei, Liana, la un picnic în parcul central. Să vedem cum a realizat Maria invitația. Pe partea stângă a foii a desenat un parc. Apoi, lângă desen, a scris textul invitației. A început cu formula de adresare. Dragă Liana, te invit cu drag la un picnic în parcul central. Ne întâlnim mâine în data de 7 septembrie 2021 la ora 15 lângă tobogane. Abia aștept să te văd. Maria. Acum scrie și tu o invitație pentru prietena ta sau pentru prietenul tău. Decide cu ce ocazie dorești să o inviți sau să îl inviți. Desenează ilustrații corespunzătoare și scrie textul invitației. Iată câteva idei.